pe toți din regiunea aceea. Samson, omul care stă ca un erou în Vechiul Testament, cel mai puternic om care a trăit pe acest pământ. Un om cu potențial. Un om pe care Dumnezeu l-a binecuvântat. Și acum e înfrânt, cu ochii scoși, căzut la pământ, este ținta batjocurilor, a căzut la pământ. Ca și text pentru seara aceasta am să citesc doar 3 versete din Judecător 16. Am să predic din toată istoria lui Samson, 16:23. Și domnitorii filistenilor s-au strâns ca să aducă o mare jertfă Dumnezeului lor Dagon și ca să se veselească. Ei ziceau, Dumnezeul nostru a dat în mâinile noastre pe Samson, vrăjmașul nostru, inamicul nostru. Și când l-a văzut poporul, a lăudat pe Dumnezeul lor, zicând, Dumnezeul nostru a dat în mâinile noastre pe vrăjmașul nostru, pe acela care ne pustia țara și ne înmulțea morții. În bucuria inimii lor au zis, chemați pe Samson ca să ne desfăteze, to entertain us. Au scos pe Samson din temniță și el a jucat înaintea lor, l-au așezat între stâlpi. Au scos pe Samson afară, așa cum ați văzut aici, și el a jucat înaintea lor, spune cuvântul lui Dumnezeu. Toată lumea privea spre Samson, toată lumea privea la el. Și omul acesta care a semănat groază în mijlocul filistenilor, omul acesta care, de care toată lumea tremura, omul acesta care la apogeul vieții lui a fost un om bărbat perfect, avea un fizic deosebit, era un om puternic, era un om deștept, avea un intelect deosebit, a spus ghicitor pe care nimeni n-a putut să îi le tălmăcească. Amintiți? Omul acesta care a fost un om deosebit de spiritual, spune cuvântul lui Dumnezeu că Duhul Sfânt venea peste el. Viața lui este o serie întreagă de paradoxuri, dacă vreți, de contraste. Omul acesta rămâne în picioare după ce a doborât 1000 de bărbați și cade în genunchi în fața unei singure femei. Omul acesta a luptat pentru Domnul și a câștigat bătăliile ziua, dar a pierdut toate bătăliile lui noaptea. You know what I mean, yes? A luptat împotriva filistenilor și totuși s-a alipit de ei. A fost plin de Duhul Sfânt și totuși a căzut datorită cărnii, datorită firii, datorită carnalității. A fost un om victorios și totuși a ajuns o victimă. A iubit petrecerile. He loved going to Paris. And he died where? In the middle of a party. A fost un erou și a ajuns un zero. Iată-l acum în această ipostază. Și privind la el ne întrebăm cum a putut acest tânăr deosebit, acest om care a fost un dar de la Dumnezeu pentru părinții lui, cum a putut acest singur copil la părinți, un om înzestrat de Domnul, să ajungă în halul acesta? Cum a putut să ajungă aici? Și predica din seara aceasta poartă titlul Drumul spre pierzare. Aș vrea să trecem rapid peste pașii pe care Samson i-a făcut. Am ales doar 4, putem să alegem mai mulți. Ai drumului spre pierzare, pentru că ne uităm de multe ori și mă bucur în această seară că sunt atâția tineri în biserică. Mă bucur de dorința voastră de a fi lângă Dumnezeu, de a căuta fața lui Dumnezeu. Și dacă o căutați cu toată inima, Domnul să vă binecuvinteze. Dar ne uităm uneori la tineri și vedem atâta potențial într-un tânăr. Vedem atâta potențial într-un om, într-un bărbat, sau într-o fată, sau într-o persoană. Vedem atâtea lucruri frumoase pe care Dumnezeu le-a rânduit și atâtea lucruri frumoase prin care Dumnezeu ar putea să facă printr-o persoană, printr-un tânăr. Și fiecare cunoaștem o persoană care putea fi cineva în casa lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu.
Și experiența ne arată că persoana aceea poate a făcut niște pași și a ajuns la pierzare, departe de Dumnezeu, departe de poporul lui Dumnezeu. Haideți să ne uităm la pașii aceștia, a acestui om. În primul rând, primul pas. And I know I repeat myself sometimes, but this is the word of God. Step number one, a disprețuit sfatul părinților. A disprețuit sfatul părinților. Vedeți, Cartea Judecătorilor ne spune că Samson a fost un băiat deosebit. Numai cine n-a avut copii și și-a dorit să aibă copii ani și ani de zile. Numai familia aceea, numai persoana aceea știe ce înseamnă când Dumnezeu îți dă un copil. Și mai ales când e băiat, domnule, I'm sorry, surorilor. Sorry, girls. Mai ales când e băiat, inima tatălui se aprinde de bucurie. Suntem extraordinar de happy. Finally, mai ales noi bărbații, numele de familie merge mai departe. I will stop here, okay? I don't want to get in trouble with anybody. Te umpli de bucurie și când vezi că copilul s-a născut sănătos, te bucuri. Despre Samson știm că părinții lui n-au putut să aibă copii. Și sunt sigur că mama lui și tatălui s-au rugat așa de mult lui Dumnezeu: Doamne, dă-ne un copil! Doamne, binecuvintează-ne cu un copil! Și copilul acesta a fost răspunsul rugăciunilor părinților. Într-o zi a venit un înger și le-a dat vestea cea mare. Uitați ce i-a spus îngerul: căci vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Briciul nu va trece peste capul lui. You're not gonna shave your head. Pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele mamei lui și el va începe să izbăvească pe Israel din mâna filistenilor. He will begin to deliver Israel from the hand of the Philistines. Please pay attention. A spus cuvântul lui Dumnezeu, el va începe. Samson nu mai a început, dar n-a putut să ducă la bun sfârșit. He only began to deliver the people. But he couldn't finish that. Why? Because he did not deliver himself from something. N-a putut să se izbăvească pe el însuși de ceva. Asta a fost problema lui Samson. A crescut, părinții l-au crescut după instrucțiunile îngerului. Bucuria adusă de acest copil în familie se reflectă și în numele pe care i l-au dat. Știu, părinți, recent un prieten de-a meu i s-a născut o fetiță și l-am întrebat: hei, cum i-ai spus numele la fetiță? Zice: nu știu, încă tot baby last name se o numește, că nu știm, n-avem nume. Dar părinții aceștia n-au ezitat și au pus nume Samson. Știți ce înseamnă Samson? Sunshine. Rază de soare. Și sunt sigur că Samson s-a simțit pentru multă vreme cum am simțit eu când am realizat că am un weird name. Cine a mai auzit de crinișor? Nimeni. V-am mai spus cu altă ocazie, am început să plâng: mamă, tată, tu numai crinișor ai putut să-mi pui nume. N-ai putut să găsești Gheorghe, Grigore, Ion, Vasile. Un băiat cu nume de floare. Uite-l pe Samson, un băiat cu nume rază de soare. Sunshine. Pentru că băiatul acesta a adus lumină în casa lui. Bucurie în casa lui. Bucurie în Israel. Everybody was happy. Samson crește mare și vedem cum nu ține seama de sfatul părinților. Știți cum vă spune părinții: hei, acum pleci, please, be careful when you cross the street. Don't do that. Până la ușă îți spune the five points, you know, pac, pac, pac. And you say, yeah, mama, yeah. First opportunity you have, you break that rule. Why? Because you're Samson. Oh, no. Ce-a făcut băiatul acesta? N-a ținut seama de sfatul părinților. Number one, s-a dus unde nu trebuia. He went to the wrong place. Samson s-a pogorât la Timna, care este o localitate din Filistia, din ținutul filistenilor. Mama și tata i-a spus: hei, nu te duce la filisteni. Nu te duce cu oamenii ăia. It's not good. Dar Samson a zis: dar ce se întâmplă? Dar eu sunt băiat pocăit. Dar eu pot să stau liniștit la pari și eu nu fac nimic. Nothing's gonna happen to me. Yeah, right. For half an hour, probably.
And then you will give in. S-a dus unde nu trebuia. A început să coboare, s-a coborât la Timna. He went south spiritually. A început să frecventeze petrecerile filistenilor. O, da, frate, crinișor, și Domnul Iisus frecventa petrecerile păcătoșilor. Da, dar el a fost Domnul Iisus. Ok? Number one, s-a dus unde nu trebuia. Doi, s-a uitat după cine nu trebuia. Hey, hey! Youngsters! Boys, girls, you want to get married, yes? Of course, everybody wants to get married. Ai grijă după cine te uiți. Ai grijă ce cauți. He was looking for the wrong thing, for the wrong person. Și a văzut acolo o femeie din fetele filistenilor. And so many girls in Israel. Plenty of girls in Israel. Niciodată, well, în general. Nu sunt probleme, fete sunt destule, băieți sunt mai puțin și totuși. Întotdeauna cea de dincolo e mai frumoasă decât cea de acasă. Mi-amintesc când socrul meu îi dădea un sfat la unul care zice, unde ai fost? Frate, m-am dus la Arad să caut o fată frumoasă. Și zice, și o să mă căsătoresc cu ea. La care socrul meu așa e foarte funny. Ei bine, zice, pe aia, la aia nu-i cunoști defectele, ia-o. Că așa fac băieții noștri, știi? Că pe astea le știe, pe ale noastre. Și se duce dincolo și se îmbracă de nevastă, vorba unuia. Fiți atenți ce spune aici cuvântul Domnului. Când s-a suit înapoi, a spus lucrul acesta tatălui său și mamei sale, a dat raportul și a zis, am văzut la Timna o femeie din fetele filistenilor, luați-mi-o acum de nevastă. Cam așa a fost tonul lui Samson. I demand. But I want to marry her. But I love her. Hey, how do you know that you love her? You just saw her. E frumoasă. Bă, stai, lasă-ți de jos make-up-ul să vezi după aia cum arată. You just saw her. Well, she's beautiful. Yeah. Outside. How about inside? Do you know her enough? Did you talk to her? Did you talk to him? He's handsome. E grozav. Oare de ce n-au fost... Uitați ce spune părinții. Tatăl său și mama sa i-au zis, auzi, Samson, nu este nicio femeie între fetele fraților tăi și în tot poporul nostru să te duci să zii nevastă de la filisteni care sunt netăiați împrejur. They are non-believers. They don't believe in our God. They have different standards. They are different. Și Samson a zis tatălui său, ia-mi eu că ce-mi place. That's it. End of discussion. Tata n-a mai putut să scoată bota la el. Că Samson era mare. Avea deja 20-30 de ani probabil. Oare de ce n-au fost părinții lui de acord cu această căsătorie? Mama, câteodată spun, my parents, they don't agree. They don't want my happiness. Însă am câteodată unii tineri zic, domnule, I think the only reason God made parents is to be against us. No, they are not your enemies. Știi de ce n-a fost părinții lui Samson de acord cu această căsătorie? Pentru același motiv pentru care Pavel scrie, nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Da, dar o să convertesc, o să-l convertesc, yeah, right. Te convertește El pe tine, dragul meu. You know? Ben, come here, please. Yeah, you, Ben. Pull me down. You can do it. Oh! He can pull me down. Stay there. Let me see if I can pull you up. Can't. See? This is what you're trying to do. Ia-i jos. El e jos. He doesn't have your spiritual values.
And you think you can pull him or her up? No. He or she will pull you down. That's the problem. Asta o știu părinții lui Samson. Thank you, Ben. Thank you very much. Știți care a fost problema? N-a fost diferența de limbă, de naționalitate, ci diferența de spirituală dintre ei. Asta e cea mai mare problemă. Fiecare părinte, când are un copil, se gândește, domnule, ultimul examen, când se căsătorește, vreau să fie bine! Vreau să-l văd fericit, vreau să-l văd fericită! S-a uitat după cine nu trebuia. I-au spus părinții. Apoi a continuat într-o relație greșită. Părinții i-au spus nu. Știți ce a făcut next thing? Ce a zis? O, tată, ia, ai dreptate, tată, tu ești înțelept, nici măcar atâta nu s-a gândit că tatăl lui a avut o revelație, a venit îngerul. Oh. Știți ce a făcut next thing? Versetul 7. S-a pogorât și a vorbit cu femeia aceea și ea i-a plăcut. Am învățat măcar atâta, mă duc să vorbesc cu ea, mă duc să văd dacă știe ceva, mă duc să establish a relationship. A continuat într-o relație greșită. And I don't know. I don't know. Okay. I should know. I'm your pastor. I should know some things. I do know some things. I do know why. Well, news, they travel fast. Yeah. But maybe right now you are in a wrong relationship. You might be. Ai un boyfriend care nu e creștin? Ai un girlfriend care nu e creștină? Yeah, but he makes me happy. I'm happy. No. That's a problem. Mi-amintesc niciodată n-o să l-uit pe Greg Laurie. Who doesn't know Greg Laurie? Everybody knows Greg Laurie, yeah? He's cool. He's a man of God. Și Greg Laurie spunea, a venit la mine doi tineri, a venit un tânăr din biserica mea și a spus, pastor, de mână cu girlfriend-ul, pastor, please pray for our relationship. Și Greg Laurie s-a uitat așa și a spus, parcă Duhul Domnului mi-a spus că girlfriend-a nu era credincioasă. Și Greg Laurie zice, am spus și ea nici nu mi-a venit să cred. Ce am spus? He said, I'm not going to pray for that relationship. And the guy was, oh, this is not Greg Laurie. Greg Laurie is nice. But Greg Laurie said, you know why? Because from the start, you're wrong. I cannot pray for that relationship. Dar Samson a continuat în această relație greșită. Și este acolo în Biblie și am fost îndemnat și astăzi să ne uităm în Biblie. Copiii, ascultați în Domnul de părinții voștri că este drept să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Este cea din tâi poruncă însoțită de o promisiune ca să fii fericit. Hey, by the way, hey, if you obey your parents, you're happy. Wow! Auzi, și să trăiești multă vreme pe pământ. Aș vrea să vă întreb, Samson a ajuns bătrân sau nu? Nu. Nu cumva a murit tânăr că n-a ascultat de părinți? What about that? Oh, it's just a coincidence. Eu v-am spus, sunt de prea mult timp pe calea credinței ca să mai cred în coincidențe. Cred în mâna lui Dumnezeu, cred în planul lui Dumnezeu, cred în cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Primul pas, a disprețuit sfatul părinților. Al doilea pas greșit, a desconsiderat solemnitatea promisiunii pe care a făcut-o. Samson era un nazireu. Un nazireu însemna să nu te atingi de niciun cadavru, de niciun trup mort, să nu bei vin, nici măcar să nu mănânci struguri, să nu-ți tai părul, semnul vizibil al consacrării sale. Așa că, părinți, dacă copilul vostru are păr cam lung, hei, are verset biblic. Ok? Poate că e nazireu. Yes, frate Vio! God bless you, brother! I was thinking of you, but you just... Spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a coborât la Timna. Și când s-a coborât la Timna, a trecut prin vii, prin vineyard. A intrat în contact cu strugurii. You know? Apoi omoară un leu, a lion. Mai târziu mănâncă miere din carnea, din cadavrul lui. Yuck! How about that? Mănâncă de acolo miere și le dă la părinți, dar nu le spune la părinți. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. N-a spus nimic la părinți. Ai, auzi, mă, ce copil deștept. So many times când noi ascundem things
de părinți. Zice, dar n-a spus la părinți. Și părinții săraci n-au știut. Dar știi cine a știut? Dar cum e aici în Biblie? Cineva a văzut de acolo de sus ce a făcut Samson. Și Samson începe să-și încalce promisiunile. El a promis, eu nu o să mă ating de cadavru, eu nu o să ating strugurii, eu nu o să beau vin, eu nu o să-mi tai părul. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească, 1 Corinteni 10 cu 13. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre. Și împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să puteți răbda. Samson a omorât leul și aici este o lecție pentru noi. We have the power to overcome the lion. Who's that lion? Satan. Well, he acts like a lion. The real lion is Jesus, but he's the lion from the tribe of Judah. Yes? But Satan, el strigă ca și un leu. Vedeți, noi suntem nazirei din momentul nașterii noastre din nou. Te rog să-ți amintești cum ai fost când te-ai întors la Domnul. Ai făcut promisiunea înaintea Domnului, Doamne, niciodată nu o să mă ating de droguri. Never ever, never ever. Le-ai promis părinți, Doamne, păzește-ne, Doamne. Doamne, păzește tinerii noștri de asemenea lucruri. Doamne, vorbește, Doamne. Doamne, ajută-ne să înțelegem că o trezire reală, autentică, nu poate fi făcută peste păcat. Rana trebuie curățită de mizerie. Și apoi Dumnezeu va turna balsamul Duhului Său cel Sfânt peste rănile noastre. Și va ridica poporul și va ridica tinerii noștri. Și vor fi plini de Duhul lui Dumnezeu. Dar Samson a mai făcut un pas în jos. Și al patrulea pas și ultimul din această seară. Samson a dezonorat sursa puterii sale. L-a dezonorat pe Dumnezeu. Dalila începe să plângă. Așa cum încep toate fetele să plângă. Dacă nu-L cunosc pe Dumnezeu și tu îi spui, ei, eu am un Dumnezeu. Dalila începe să plângă și îi spune, ce fel de iubire e asta? What kind of love is this? You love your God more than me? What kind of love is that? Așa spune Dalila, că întotdeauna știe satana cu ce să te atragă. Ea i-a zis, cum poți spune te iubesc când inima ta nu este cu mine? Iată că vin de 3 ori, ți-ai bătut joc de mine și nu mi-ai spus de unde îți vine puterea ta cea mare, că asta a vrut să știe Dalila, a fost plătită să afle de unde îi vine puterea asta lui Samson, că ăsta pe toți îi bătea. He was the strongest man there. Și Samson începe să se joace. Așa cum ne jucăm noi cu păcatul. With toy, with sin, with play, with sin. Și la un moment dat spune, auzi, dacă mă leagă cu niște funii, o să fie ok. Și îl leagă ea cu funii și Samson le rupe ca pe niște ațe și that's it. Toți fug de acolo. Și după aia spune, oh, dacă îmi face nu știu ce, iarăși îi spune ceva, după aia spune despre păr. Dacă îmi plătește ceva în păr, vedeți, tot mai aproape Samson, mai aproape, ca să-și divulge secretul. Și la un moment dat îi spune, hei, dacă mi se taie părul, I need a haircut! He got the most expensive haircut in the world. Yes. The most expensive haircut in the world. Am un prieten care merge tot la Dela cu $6. Și se vede. Dar asta s-a dus și a avut cel mai expensive haircut in the world. Că și-a pierdut ochii. Și-a scos de la forfece, the scissors. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, după ce l-a adormit pe genunchii ei, și-a pus capul pe genunchii ei și a început Dalila să-i cânte Nani, Nani, Puiu Mami. You remember that? Yeah. Și Puiu Mami a adormit și mama a scos forfecele și i-a tăiat părul și Samson
a rămas fără păr. Dar să fiți atenți. Fiindcă ea îl necăjea și îl chinuia în fiecare zi cu stăruințele ei. Versetul 16. 16 cu 16. Sufletul lui Samson i s-a umplut de o neliniște de moarte. O neliniște de moarte, chiar înainte de a-i spune secretul. A fost ultima zvâgnire a Duhului lui Dumnezeu care i-a spus: Samson, stop! Oprește-te, Samson, că-i rău! Don't do that! Ultima zvâgnire. Dar Samson nu s-a oprit. Nu s-a oprit. Divulgă secretul puterii sale. Pierde simbolul consacrării sale. Ăla era părul. De fapt, să nu cumva să credem că a fost ceva magic în părul ăla. Nu, n-a fost niciun magic. Părul a fost doar simbolul puterii sale. Simbolul prezenței Duhului lui Dumnezeu în viața lui. De fapt, Samson nici nu mai trebuia să poarte părul, că îl purta degeaba. Dacă îl mai purta, ar fi fost o insultă la adresa lui Dumnezeu. De-aia îți spun și poate crezi că-s prea tough. If you live a double life, take off that bumper sticker care l-ai pe mașina ta, în care spui, if you love Jesus, honk if you love Jesus. Take it off. Ok? Don't pretend you're somebody that you are not. Do yourself a favor. După ce i-a tăiat părul, atunci ea, Dalila, a zis, filistenii sunt asupra ta, Samson! Și el s-a trezit din somn și a zis, voi face ca și mai înainte și mă voi scutura! Oh! Încă o dată o să mă duc, domnule, nu contează, mă duc pe scenă și le trag eu o predică la ăștia, mă mai scutur o dată! Yeah, right. Te mai scuturi tu o dată în fire? Și cineva spunea că ăsta este cel mai tragic verset din Biblie. Să crezi că Dumnezeu este cu tine? Dar Dumnezeu nu mai este cu tine. Cel mai tragic verset din Biblie. Și filistenii îl prind, îl leagă și scot ochii. Și raza de soare, niciodată nu va mai vedea soarele. Sunshine! N-a mai văzut niciodată lumina zilei. A pierdut-o pentru că s-a jucat cu păcatul. Nu mai era robul lui Dumnezeu, ci era robul filistenilor. L-au prins. Dragul meu, ce ai semănat la Timna atunci când prima dată ți-a căzut ochii pe ceva, atunci când ai încălcat niște reguli mici, vei secera la Sorec, în casa Dalilei. Că așa începe păcatul, cu niște lucruri mici. Ce semeni aia și seceri. Samson l-a dezonorat pe Dumnezeu. Acum totul era o bătălie între Dumnezeu și Dagon. Să vină, ziceau, dat o petrecere în cinstea lui Dagon. Să vină Samson să ne distreze, că Dumnezeul nostru e mai mare decât Dumnezeul lui Israel. L-a dezonorat pe Dumnezeu și asta facem când păcătuim. Dezonorăm numele lui Dumnezeu. Al tatălui nostru. Dezonorăm slujba pe care o avem. El era judecătorul Israelului și acum era prizonierul filistenilor. Acum învârtea la moara lor, juca pe muzica lor. Pentru că, așa cum ați auzit, poate cei care suntem un pic mai în vârstă, păcatul întotdeauna te duce mai departe decât ți-ai propus. Tu spui, nu mă împic, he-he, nu mă împic, nu mă împăhărel, hei. Da, damigeana. Te ține mai mult decât ți-ai planificat. Numai un pic o să stau la paria, la dad, mom, lasă-mă un pic, numai 30 minutes, numai mă duc și I say hi and then I come back. You think so? You think so? No. Și te costă mai mult decât ești dispus să plătești. That's fine. I'll pay something. No, no, no. A plătit cu ochii lui.
toți acești patru pași, poate că ne identificăm fiecare cu ei. Și în concluzie, Samson este acum în pragul pierzării. Dar știți ce mă bucur? Mă bucur că istoria nu se termină aici. Când am citit textul, m-am oprit acolo unde zice că l-a așezat între doi stâlpi. Și se întâmplă ceva. Dacă era după mine, eu îl băgam pe Samson în iad. Și citesc acolo în Evrei 11 cu 32, acolo unde este în hala credinței, acolo pe holul acela al credinței, unde toți oamenii mari a lui Dumnezeu, oamenii credinței, sunt înșirați. Și văd acolo numele Samson. Samson pus alături de mari eroi ai credinței și mă gândesc, Doamne, ai făcut o greșeală, Doamne, ce caută Samson aici, Doamne, a femeiatul ăsta? Și știți, există ceva care e scris acolo între versete și spune cuvântul lui Dumnezeu că părul lui Samson a început să crească. Știți cum se traduce aia? Samson s-a pocăit. Samson și-a adus aminte în întunericul lui. Și-a adus aminte ce a greșit. N-am făcut un studiu asupra medicinei dacă mai avea lacrimă sau nu. Dar a plâns în interiorul lui și s-a gândit, Doamne! Doamne, uite unde am ajuns, Doamne, dacă n-am ascultat. Uite, Doamne, ce am ajuns eu, Doamne! Doamne, îmi pare rău, mă pocăiesc, Doamne! Și spune cuvântul lui Dumnezeu că părul a început să crească, înseamnă că a început să gândească, a început să vadă cu ochii lui spiritual și a adus aminte unde a greșit și și-a cerut iertare de la Dumnezeu. Și știi ce face Samson? Începe să regăsească valoarea rugăciunii. Oh, prayer, we go back to prayer again. De două ori se roagă Samson în viața lui, pe pagine Scripturii. Odată când nu mai putea de sete, în Judecători 15 cu 18, Doamne, o să mor aici, Doamne, ajută-mă! Și acum, în 16 cu 28, atunci, Samson a strigat către Domnul și a zis, o rugăciune scurtă, care a zis-o cu voce tare, dar cred că s-a rugat atâta timp în celula lui. Ascultați rugăciunea lui. Doamne, Dumnezeule, adu-ți aminte de mine, te rog, Dumnezeule. Dă-mi putere numai de data aceasta și cu o singură lovitură să-mi răzbun pe filisteni pentru cei doi ochi ai mei, Doamne. Doamne, Dumnezeule, adu-ți aminte de mine, Dumnezeule. Uite unde am ajuns, Doamne. M-au legat. M-au făcut rob, Doamne, sunt murdar, Doamne. Dar te rog, iartă-mă, Doamne. Și Dumnezeul cel mare de sus din cer, Dumnezeul celei de-a doua șanse, Dumnezeul acesta s-a uitat la Samson și de acolo de sus din cer a spus, Samson, îți mai dau o șansă, Samson. Știți? Noi spunem că asta e istoria lui Samson și că eroul istoriei Samson. Nu, nu, nu. The real hero is God. Adevăratul erou din viața ta nu ești tu, ci Dumnezeu. Și dacă astăzi stau aici pe platformă și predic Evanghelia, nu-i pentru că eu sunt bun, pentru că El e bun. Și dacă astăzi ești în biserică aici, în mijlocul poporului lui Dumnezeu, nu-i pentru că tu ești bun. E pentru că Dumnezeu a fost bun în viața ta. Pentru că Dumnezeu te-a ridicat de atâtea ori. Pentru că Dumnezeu te-a iertat de atâtea ori. Și în această seară El este gata să te ierte din nou. Este gata să te ridice din nou în această seară. De aceea vreau să spun, Dumnezeul acesta este gata să-ți asculte rugăciunea. Dacă vii cu o inimă sinceră și spui, Doamne Dumnezeule, adu-ți aminte de mine, Doamne. Adu-ți aminte de mine, Doamne! Și poate ești aici pe bancă și spui, frate Crinișor, tu dai drumul la păcat?
Tu le spui la tineri că e ok? Nu, 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 nu fac asta, nu. I'm not doing this. Dar aș greși să spun că nu mai există scăpare pentru cineva care poate a greșit ca și Samson. Pentru că atâta vreme cât ai încă suflare în tine, există speranță pentru viața ta, pentru mântuirea ta. It's not over until God says it's over, amen? Asta este Dumnezeul nostru. Există însă o singură condiție, one condition. Știi care e asta? Moartea. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Samson s-a prins de amândoi stâlpi. Și i-a zdrobit. Și a căzut tot templul ăsta peste el și peste 3000 de oameni și au murit cu toți acolo. Acum, bineînțeles că eu nu vorbesc să merem să ne omorâm. Nu, nu, nu. Și vorbesc despre cuvântul lui Dumnezeu care spune socotiți-vă morți față de păcat. Cu alte cuvinte, Dumnezeu iartă. Dumnezeu te iartă în această seară. Dar Dumnezeu vrea ca din această seară să te socotești mort față de păcat. Nu-ți fie milă de păcat, că nici păcatul nu-i milă de tine. Nu, 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 nu. Și în seara aceasta, în seara aceasta, this is your night, this is your day, este ziua în care poți să spui, Doamne, adu-ți aminte de mine, Dumnezeule.